Bună seara, doamnelor și domnilor, bun regăsit o nouă ediție a Radiografiei Zilei, în care, dacă până acum am discutat cu reprezentanții administrației publice locale, am luat-o așa, de la comună, municipiu, oraș, acum cred că e cazul să discutăm și cu cineva din instituția prefectului. Instituția prefectului în care lucrează o grămadă de funcționari publici, coordonată de un prefect și doi subprefecți la nivelul județului Constanța și care au ca principal sarcină de serviciu, să spunem așa, să vegheze asupra respectării legislației în teritoriu și implementarea programului guvernamental la nivel de județ, clar. Dar cum merg lucrurile în prefectură? Ce schimbări se preconizează în prefectura Constanța? Și dacă este sau nu instituția prefectului o rampă de lansare pentru cei care trec pe acolo, vom afla în această seară de la invitatul meu din platou, domnul subprefect Ersuna Nefi. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. Bună seara dumneavoastră și respectul dumneavoastră. Menționez că domnul Ersuna Nefi este subprefect din partea Uniunii Democrate a Turcotătailor din România. Tătailor turcomusulmane. Cu susținerea susținerea Uniunii UDT-TMR. Ați preluat această funcție în mai 2014. Iată, mai aveți deja 2 ani de mandat, putem doi să spunem. 2 ani și 5 luni, aproape, pe data de 7. V-ați făcut temele la zi. Da. Așa cum am încercat să facem și cu parlamentarii, pentru că ei acum se află la sfârșit de mandat, având în vedere anunțul pe care l-a făcut președintele UDT-TMR, nu cu mult timp în urmă, domnul Gelile Sergheb, privind înlocuirea, practic, a dumneavoastră din cadrul instituției prefectului, pentru că ai dumneavoastră conaționali vă vor reprezentant în legislatura viitoare în Parlamentul României, iată, profit de ocazie și de disponibilitatea de care ați dat dovadă de a veni la noi în platou și să încercăm să facem împreună un fel de raport de activitate la final de mandat, că mai e, din câte am înțeles de la dumneavoastră, în discuția purtată înainte, s-ar putea să fie 2 sau 9 zile până când, practic, veți vacanta funcția de subprefect al județului Constanța. Cum a fost începutul, domnul Anefi? Cum a fost primii pași și cum a fost primul contact cu colegii dumneavoastră din instituția prefectului? M-am întors în instituție după aproape 7 ani. Revederea a fost frumoasă. Ceea ce am la început, desigur, a fost nevoie de o perioadă de acomodare pe care pot să zic că am depășit-o și eu cred că ceea ce am realizat în cei 2 ani și 5 luni pentru județul nostru, cred că este destul de semnificativ. Sau măcar faptul că nu s-a auzit nimic de rău de instituția prefectului cât timp am fost eu subprefect, pentru mine este un factor de mândrie. Da, dumneavoastră putem să spunem că ați rezistat vicisitudinilor cu ghilimele de rigoare, având în vedere că de când ați preluat această funcție de JP din mai 2014 ați avut 3 șefi, putem să spunem așa, 3 prefecți. 3 s-au schimbat, acum de fapt sunteți la al treilea. Da. Radu Volcinski, Ion Constantin și Adrian Nicolaescu. 2 de la PSD, 1 fost PD. Deși știu, toată lumea spune că este funcția politică, de acord cu dumneavoastră, teoretic așa e, practic știm cu toții că nu este așa și eu la Litoral TV prefer să spun lucrurilor pe nume. Deci e clar, ați prins 2 guvernări social-democrate și una democrat-liberală, liberală acum, nu mai știu cum să-i mai spun, domnul Nicolaescu fiind la un moment dat membru al Partidului Democrat, când a intrat în prefectură cu mulți ani în urmă. Bun, 3 șefi cu care ați lucrat mai bine. Cu care ați considerat că aveți după sunteți pe aceeași lungime de undă. Cel mai bine am lucrat cu domnul prefect Constantin Ion, care a avut o anumită viziune pe care pot să zic că m-a ampliat. În sensul că a vrut să aibă o informatizare a instituției, a pus un mare accent pe informatizare. Al doilea lucru pe care a vrut să-l facă a fost acela de atragere la nivelul județului Constanța cât mai multe proiecte pe fonduri europene.
Da. Și al treilea lucru, un control foarte riguros al serviciilor publice deconcentrate. Și aș mai adăuga eu, dacă se poate, putem să discutăm, că dânsul oricum nu mai este în funcție acum, a dat dovadă de multă transparență comparativ cu actualul prefect și Într-adevăr. chiar și cu domnul Volcinski într-o anumită perioadă. Avea Într-adevăr. un alt mod de a lucra cu presa, era mult mai deschis, mult mai updatat, să spun așa, vremurilor. Într-adevăr, după părerea mea, a avut și un cabinet foarte bine pregătit pe relația cu presa. A fost singurul prefect care a avut doi oameni de presă care efectiv s-au ocupat să aibă o relație cât mai bună cu presa, iar informația să vină efectiv la timp. Vă spun, eu nu știu cât lucrau oamenii din cabinetul de presă, vă spun că lucra dumnealui direct, pentru că la un moment dat avea un grup cu presa pe WhatsApp și care, cum aveam o problemă, îi scriam acolo și dânsul ne răspundea indiferent de oră. Spre Știu. deosebire de alți Știu. funcționari din instituțiile statului sau din administrația publică locală județeană care să nu îndrăznesc să-i sun sâmbătă sau duminica că n-are niciun sens, nu-ți răspund. Asta dacă nu chiar și în timpul săptămânii. Pe mine mă deranjează că de multe ori mi se spune când încerc să aflu câte o... Niciodată nu sun pe cineva să-l întreb ce face, că ar fi penibil. Dacă sun, e clar că am nevoie de un punct de vedere pe o anumită problemă. Și când aud că e totuși weekend, stau și întotdeauna și îmi pun întrebarea, dar și noi în weekend am votat. Într-adevăr. Oare ar trebui să nu venim la vot? Pot să zic, domnul prefect Ion Constantin chiar a aruncat 24 de ore din 24, 7 ore din 7 din interesul cetățeanului. Este ceea ce am observat eu. Bun. Viziunea. Trei prefecți, trei viziuni diferite, trei stiluri de lucru diferit, dar aș mai spune și altceva, acum strict vizându-vă pe dumneavoastră. Și trei categorii de atribuții diferite. Într-adevăr, cele mai multe atribuții le-am avut pe perioada mandatului domnului Constantin Ion, care a avut o anumită viziune să delege cât mai mult pentru a avea timp să se ocupe efectiv de problemele reale ale cetățeanului. Iar eu cred că asta este important. Și Aceea ca instituția să fie în slujba cetățeanului. Este ceea ce, părerea mea, e ceea ce a făcut domnul Constantin. ce presupune asta? Un contact mai mare cu cetățenii, un program de audiență mai amplu, Nu cred că aceasta era, adică programul de concret, care audiență. prin ce ați simțit dumneavoastră că era mai apropiat de cetățean? Faptul că funcționarul public de la nivelul instituției era tot timpul la dispoziția cetățeanului. Nu exista, să zicem, un program de genul 8-16, impunea atunci când era nevoie să stea mai mult funcționarul, dar, desigur, le oferea și o răsplată, să zicem, în dezvoltarea carierei. În Este sensul că primul prefect care a avut o viziune, a pus accent pe dezvoltarea funcționarului public. Să și nu pe mai rămână profesionalizarea lui. numai în pătrățica lui, funcționarul respectiv, să aibă o anumită viziune. Lucrul ăsta pentru mine A contat, da, a și cred că contat e foarte extraordinar. important în orice instituție, profesionalizarea Și oamenilor de era, din acolo. punct de vedere al managementului resurselor umane, pentru mine, domnul Constantin a fost, să zic așa, o persoană de la care am avut ce învăța. Am înțeles. Bun. Vorbeam despre atribuțiile pe care le-ați avut și aș vrea dacă puteți să ne faceți așa o trecere în revistă. Sub oblăduirea primului prefect al domnului Volcinski, v-ați ocupat de. Sub domnul prefect Radu Volcinski am lucrat pe o parte din deconcentrate, cam jumătate din deconcentrate, am fost secretarul Comisiei Județene de Fond Funciar, am fost în comisia ATOP și diverse, am mai lucrat pe diverse probleme financiare ale județului. Nu înțeles. A urmat Domnul Constantin domnul Ion, Constantin. care mi-a dat coordonarea juridicului, în plus față de ceea ce aveam pe timpul, mi-a dat coordonarea juridicului. Practic, Serviciului atunci juridic. a dat acel ordin prin care s-a înființat, stați că vă spun imediat, Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului, nu, Serviciul Juridic și Comisariatul de ceva de genul ăsta Vă erau. referiți la Comisia de Disciplină a Secretarului Unității Administrative A apărut și Teritoriale? această Da, comisie, în tot sub, exact, tot sub 2015. ordinul pe Da. perioada lui. Da. Și a mai fost. Da, într-adevăr, s-a făcut și o reorganizare a instituției Da. atunci, Și acea comisie începută. era tot în sub ordinul, tot dumneavoastră vă ocupați Da, de ea. da.
ce are referitoare la disciplina secretarilor din primării, cum îi știm noi, a unităților administrative teritoriale. Da, da. Mă ocupam și de această problemă și am zis, a avut loc și o organizare a instituției pentru eficientizare acestei. A venit domnul Nicolaescu. Da. Și odată cu venirea dumnealui s-a dus și snaibii și transparența, s-a dus și dialogul, s-a dus tot. O spun eu ca om de presă, recunosc, din păcate, dar am observat că s-au dus și anumite atribuții, cel puțin în ceea ce vă privește. După finalizarea alegerilor, după ce s-au terminat alegerile, am fost, mi s-a luat coordonarea Serviciului Juridic Achiziții, iar începând de luna aceasta, nu o să mai fiu nici secretarul Comisiei Județene de Fond Funciar. Bun, cine se va ocupa de aceste Probleme, de problema Comisiei Județene de Fond, secretarul obligat potrivit regii trebuie să fie un subprefect. Așadar, la momentul acesta, sunt la domnul subprefect Levent Acuiu. Și de comisia cealaltă? De achiziții și... Comisia de achiziții, aceea... Cine se ocupă de ea? Nu, comisia de achiziții, în principiu, trebuie să fie trei funcționari publici care nu au legătură cu... în alții funcționari. Dar comisia de disciplină a secretarilor din primării? Aceea, potrivit legii, obligat. Aceea, în mod normal, e o mică problemă, să vă explic de ce. Potrivit ordinului, mandatul, potrivit legii, mandatul este pe o perioadă de 3 ani. Eu am fost numit în octombrie 2015. Puteam să fiu, să zicem așa, înlocuit din acea comisie în cazul în care nu mai eram în această instituție. Altfel, vor fi anumite probleme. Bun. Din cu toate că legal n-ar fi trebuit să vi se ia această comisie, faptic s-a întâmplat. S-a întâmplat. Unde a ajuns? Repet întrebarea, în ograda cui a ajuns comisia asta? Cred că în ograda domnului subprefect Levent Acuiu. Tot la dânsul? Cred că da. Mamă, dar ce zestre mare îi face domnului Levent. Stau și mă întreb când o să reușească să le facă pe toate. Va fi o problemă. Încărcătura va fi foarte mare. Vi s-a dat vreo explicație din partea domnului Nicolaescu în momentul în care s-a luat aceste decizii? Vi s-a pus... Normal mi se părea să există o motivare a deciziei acesteia. Motivarea a fost pentru o mai bună funcționare a instituției. Îl încarci pe unul și îl lași pe altul să... E ilogic ceea ce îmi spuneți. Asta a fost ceea ce a spus în presă, domnul prefect. Bine, lăsați ce a spus în presă, că... Ce spune în presă e una, dacă, realitatea e alta. Eu v-am întrebat dacă dumneavoastră v-a dat vreo explicație, v-a dacă exprimat o motivare a gestului, la deciziei pe care a luat-o. Eu cred că consideră că a fost o pedeapsă pentru mine. Pedeapsă? Da. De ce? Cu ce l-ați deranjat? Eu am un anumit drum și totdeauna așa am fost, indiferent că am avut de pierdut sau de câștigat. În sensul că atunci când mi s-a părut că ceva nu este legal, nu am semnat pentru nimic în lume. Acea hăune. Asta este, așa sunt eu. Deci să înțeleg că ați refuzat să semnați anumite acte din instituția prefectului și atunci a venit și recompensa. Pot să zic și da, așa. Da, de înțeles. Pot să zic și așa. Da, e și ăsta un stil de lucru. Este ceea ce am simțit eu. Dacă e să mă întrebați pe mine, asta am simțit. Deci considerați că de acolo vi se trage? Da. Că nu v-a spus parafa pe acele documente. Că dar i-ați explicat, i-ați argumentat. Întotdeauna am mers documentat. Întotdeauna am mers pregătit. Eu nu dau exact, uitați, lucrul acesta l-am apreciat la domnul prefect Ion Constantin. În sensul că ne spuneam, aveam păreri divergente, da? În sensul că el venea cu o anumită opinie, eu veneam cu o anumită opinie. Cu legea în față, citeam amândoi. Măi, asta e opinia mea, uite ce spune legea. Da. El îmi spunea, nu, uite, aici spune așa. Până la urmă, picam la un numitor comun. Dar întotdeauna pe lege. Adică niciodată nu ne puneam ambițiile unul cu celălalt. Pe când am impresia că aici e mai mult o chestie de ambiție, de la domnului prefect. Da, numai că ambițiile astea uneori te costă. Și vom vedea. Nu se știe ce se va întâmpla. Vom vedea pe cine va costa.
Bun. Așa cum spuneam, la un moment dat v-ați ocupat de, și mie mi s-a părut un lucru foarte important, Comisia cea de Disciplină a Secretarilor din Primării. Nu odată am văzut acțiuni în instanța ai căror protagoniști erau secretarii de primării. Vorbesc la modul general, nu strict la județul Constanța, da? Ba mai mult, dacă te duci în mediul rural mai ales, și de ce nu, și în cel urban, dacă întreb cetățenii cum e sau care e problema printr-o primărie, primul lucru care ți-l spune, a, păi secretara aia taie și spânzură, secretarul ăla nu vrea, nu face. Deci foarte multe lucruri, căs de bine, căs de rău, dar de cel mai multe ori de rău, planează asupra secretarilor primăriilor. La un moment dat, pe vremea când era secretar general la instituția prefectului, domnul Palas, mai aveam și noi acces la cât un control care se efectua în către o primărie, în care vedeam cam ce nereguli s-au găsit. Ni se mai dădeau informări pe vremea domnului Culețu cu ce descoperiri epocale s-au mai făcut acolo de către cei de la departamentul juridic, cei care au dreptul să meargă în primărie să verifice legalitatea actelor emise. Într-adevăr, și domnul Ion Constantin asta a făcut. A adus, dacă vă aduceți aminte, a adus pe cineva de la corpul de control al guvernului exact asta să fac. Să stabilească clar un plan de control la nivelul fiecărei unități administrative teritoriale. Bun, făcând de foarte mult ăsta, timp eu n-am mai văzut așa ceva, n-am mai auzit așa ceva. La momentul ăsta s-a emis un ordin prin care planul de control a fost suspendat. Poftim. Deci planul de control pe anul 2016 a fost suspendat. A, deci în primării Dilaila. Fiecare poate facă ce vrea, că știe că nu o să-l controleze nimeni. Dacă așa zi, domn prefect, unde e ordin cu plăcere, nu? Nu știu. Eu vă spun că exista un plan de control foarte bine stabilit. Dar înainte de a, vi se lua această comisie, știu că erau chiar pe lista neagră a comisiei respective câțiva secretari de primărie. Am avut, de la Delen, de la... Am avut 3 secretari în comisie. Am avut Delen, Pantelimon și Eforie. Așa. Și iar, era unul care urma iar, să fie... Iar la momentul la care s-a suspendat, sau nu știu care este exact situația, exista secretarul de MRE. Era în comisie de disciplină secretarul exact. De MRE. Ce s-a întâmplat cu oamenii dacă această comisie are activitatea suspendată? Eu cred, să știți, semnalul trimis, mai ales, scopul nu a fost neapărat de a-i pedepsi pe oameni sau de a aplica sancțiuni. Bănuiesc că în primul rând de a corija ce exact, s-a întâmplat. Ci de a conștientiza faptul că legea 215, care spune clar, domne, hotărâre și dispozițiile se dau într-un anumit termen, se transmit către primă, să se respecte. Asta s-a urmărit. Adică respectarea legii prin această comisie. Iar rezultatul s-a văzut. În sensul că n-au mai existat întârzieri. Toate hotărârile, toate dispozițiile de la nivelul unităților administrative teritoriale se transmiteau în termen. A, deci să înțeleg că înainte de a lua domnul Constantin această decizie, existau probleme în ceea ce privește circuitul actelor. Într-adevăr, exista un mare problemă, în sensul că nu erau comunicate în termen. Asta nu aducea de la sine și anularea actelor respective? Nu. Legea spune următorul lucru. De la momentul comunicării, eu ca prefectură am în termen 6 luni să atac. Să atac acea hotărâre sau dispoziție de legalitate. Da, dar 6 luni alea, dacă tu întârziai ca secretar al primăriei să trimiți hârtia către instituția prefectului, 6 luni alea se făceau mai puține. Exact. Și termenul nostru de ataca mai scurt în care se scurta. Exact, în care puteai ataca. Au existat situații, probleme în ceea ce privește, adică știu, să primiți de la o anumită primărie astfel de hotărâri și să fiți presați de timp? Termenul pentru de că situația luni, impunea să atacați în contextul administrativ? Termenul de 6 luni, dar de, să zicem, de legislație, de legea 554, e destul de larg. Adică ai suficient timp, dar, desigur, pentru o cercetare amănunțită, e mult mai bine să fie comunicat în termen, ca să putem și noi să ne uităm, plus că pot să apară anumite elemente. Sau care mai e problema? Hotărârea respectivă sau dispoziția respectivă produce efecte, da? Pe perioada producerii efectelor, noi nu putem să atacăm. Adică nu putem retroactiv. Exact. Să aplicăm regia retroactiv. Și atunci, termenul respectiv de 5 zile pentru dispoziție respectiv, 10 zile pentru hotărâri de Consiliu Local,
E un sistem termen gândit de regiuitori, foarte clar, pentru a ne ajuta să avem un control de legalitate cât mai corect. Bun. Serviciul juridic vi s-a luat. Comisariatul Comisia Județeană. Comisiei Județene pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate vi s-a luat. Comisia de Disciplină a Secretarilor vi s-a luat. Cu ce ați mai rămas, domnul subprefect? Ești Jumătate, una nefi. în principiu cu jumătate din deconcentrate la momentul ăsta. Concret, ce deconcentrate sunt în ograda dumneavoastră? Inspectoratul Școlar, Direcția de Sănătate Publică, ar mai fi OPC-ul, mai este la mine Direcția de Tineret și Sport, mai sunt destule. În principiu e destul. Am cele pe agricultură, însemnând APIA, Direcția de Agricultură și Cum ați toate cele. proceda cu aceste deconcentrate? Ați prefera să chemați șefii la dumneavoastră să vă explice cum stau lucrurile sau ați prefera să faceți vizite inopinate Am la început, sedii? în prima fază am început cu Sau le vizită, anunțați? desigur, Le nu avea cum. anunțați? Păi da, n-ai cum să faci altfel. Foarte rău. De ce nu Nu faceți, ai. domnule, precum Cuza? Că așa Știu, descoperiți o știu. grămadă de lucruri. Da, nu-ți permite legislația întotdeauna să faci așa. De ce? Unde scrie că n-ai voie tu, ca subprefect, să intri într-o instituție deconcentrată la orice oră? Nu cred că există această mențiune în niciun Nu normativ. există, dar intrarea trebuie să se facă cu acordul conducătorului instituției. Nu ai cum altfel. Adică trebuie neapărat să fie cu la intrarea în ușă să dea noroc cu dumneavoastră șeful instituției. Așa, așa Dar dacă trebuie. vă duceți direct la el în birou și bateți frumos la ușă? Am făcut, normal că am făcut și lucrul ăsta, dar Și în n-ați avut principiu niciodată surpriză, surprize? Că tot era o emisiune la un moment dat în vogă. Da. Am mai avut și surprize. Și cum ați acționat, domnul prefect? Au fost probleme punctuale pe care le-am rezolvat. Cum? Mi-am Cum? imaginat că le-ați rezolvat, dar cum mă interesează? Cum? Ce, În adică general? pe mine, de ce vă pun Da. întrebarea? Pentru că vreau ca telespectatorul să înțeleagă concret. Bun, un subprefect care răspunde de anumite deconcentrări, se duce într-o vizită de lucru la una din aceste instituții, Am găsește avut. ceva în neregulă, dar ce pârghie are să acționeze ca acea situație care nu era în regulă să o reglementeze? Pârghia este foarte clară. Aceea de a informa superiorul dânsului, pe cale de minister, Așa. cu privire la Neregulile neregulile constatate. constatate. Și s-au luat vreodată măsuri de către Da, minister? s-au luat. Întotdeauna. Inclusiv schimbări. Au fost și schimbări. Dați-ne două exemple de Vă dați schimbări seama că care vi se datorează. nu pot să Nu dau, puteți că să nu ne spuneți că este, oricum le-am nu schimbat, este, deci nu mai nu e. este deontologic. Nu? Nu. Păi de ce? Nu v-am întrebat de ce i-a schimbat, doar să-mi spuneți unde i-au schimbat, pe cine a schimbat, Au la ce fost, ceea instituție. ce pot să vă spun e că au fost situații, într-adevăr, acolo unde s-au făcut anumite informări cu privire la nefuncționarea anumitor servicii și s-au constatat de către corpul de control al ministerului respectiv că sunt probleme, s-au luat și măsuri. Nu vreți să ne spuneți. Deși Nu pot sunteți la să vă spun. sfârșit de mandat, cum ați caracteriza această experiență ca subprefect? Una foarte importantă, extrem de importantă, în sensul că în 2 ani jumate pot să zic că am făcut o anumită experiență. Administrația publică este un domeniu destul de dificil. Chiar în această poziție am constatat și având în vedere cât de largă este paleta, am constatat că sunt probleme la nivelul județului extraordinar de mari și nu numai la nivelul județului. Și cred că pasul următor, care probabil că îl deduceți, o să pot să fac mult mai multe lucruri pentru județ de acolo, Asta o să văzând discutăm în problemele partea a de la doua a nivele. emisiunii, Da. că pentru asta am lăsat-o. Dar ați menționat un lucru foarte important din punctul meu de vedere. Sunt probleme foarte mari la nivel de județ, în administrația publică locală. Sunt vorbele dumneavoastră. Sunt probleme? Într-adevăr, sunt probleme Bun. care trebuie rezolvate în timp. Nimic nu se Problemele poate acestea rezolva. pot fi rezolvate prin profesionalizarea Desigur, este ceea ce a oamenilor făcut. din administrație. Da, este exact. Este nevoie de o formare continuă a funcționarilor publici. Dacă vrem să avem rezultate, trebuie ca funcționarii publici să fie din ce în ce mai bine pregătiți. Bun, și teoretic și practic aveți perfectă dreptate. Dar eu vin și vă întreb, cât credeți că există disponibilitate în rândul funcționarilor publici din mediul rural de a se perfecționa?
Există, să zicem așa, există două pârghii de motivare. Odată este pârghia salariară, care, Care a rămas în plop și plop un aer. din păcate, este cum este, și partea a doua, pe formare. Adică, măcar trebuie să-l mulțumești pe omul acela, pe omul, pe funcționarul, de la nivelul primăriei, să-l ajuți să-și dezvolte cariera. Adică să știe că peste 2, 3, 5 ani, poate nu o să fie doar consilier sau inspector, o să fie șef de serviciu. După 5 ani, o să urce mai sus, o să Dar fie credeți că își mai director. doresc? La câte probleme și câte dosare se deschid? Dar știți cum Eu e? am Că senzația că în ultima perioadă foarte mulți dintre funcționarii publici din administrația publică locală cam fug de răspundere, tocmai de teama acestor dosare. într-adevăr, dar la un anumit moment sau atâta timp până la urmă e o altă Pentru că, problemă. uite, sunt șef care degeaba le explici că legea spune într-un fel, ei o țin pe a lor Atâta timp și în cât. loc să se remedieze, tot ei vin cu sancțiunile. Și atunci, bietul funcționar, ce Dumnezeu să mai facă? Părerea mea, la momentul avem o lege bună, care va fi și îmbunătățită. Legea 188 pe 99 este o lege modernă a Care nu funcționării prea ține cont de și apără 215, din funcționarul, păcate. apără funcționarul public. Și drepturile care se dau în această lege sunt clar stipulate. Mai ales că există, să zicem, există și o agenție, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care exact asta nu urmărește, să dezvolte cariera funcționarului public. Părerea mea, se poate face, se poate motiva funcționarul public, nu numai financiar. Funcționarului trebuie să-i dai și liniște. Pentru a reuși în carieră, pentru a reuși să facă ceva, trebuie să-i dai și liniște. Este Să-l suficient. lași să lucreze. Am înțeles. E suficientă la ora actuală structura, organigrama care există la nivelul instituției prefectului Constanța? Cum vi se pare? Că tot vorbim Modalitatea. de personal și de funcționari publici. Că revin la domnul, tot îmi se pare că va fi leitmotivul Da. acestui ser, că le E bine că revin avem la totuși domnul un prefect, reper, tot e la domnul ceva. prefect. Ceea ce E mi-a bine că plăcut, din trei aveți unul. ceea ce Că mi-a sunt unii plăcut la care au el, avut mai mulți șefi și n-au niciunul pe care să dea chiar exemplu. s-a bătut pentru județul nostru și pentru instituție, în sensul că a mai adus 4 posturi în plus Depinde față. care erau, de unde au fost Deci, aceste posturi. încă 4 posturi în organigrama instituției, pe timpul lui, au mai fost. S-a mai mărit organigrama cu 4 posturi. Adică aproximativ 10% din personal. Este destul. Plus că mai avea o anumită voia să mărească și mai mult numărul. Pentru că Constanța este un județ cu 700.000 de locuitori. La 700.000 de locuitori ai nevoie de funcționari. Pentru că ceea ce avem pe Comisia Județeană de Fond Funciar este foarte, foarte, foarte mult de muncă pe această comisie. Și o făcuse, eu cred că o făcuse să funcționeze. Dacă Adică tot ați moda. adus discuția de această comisie, care știm că de-a lungul timpului a iscat multe, multe probleme, nemulțumiri, discuții și așa mai departe, puteți să ne spuneți la ora actuală, până când vi s-a luat și asta, cum stăm la capitolul recunoașterea dreptului de proprietate pe. La nivelul județului, să analizăm la nivel macro. De la momentul în cei 25 de ani, în județul Constanța au fost retrocedate aproximativ 400 și ceva de mii de hectare. La momentul acesta, totalul cererilor adunate este de 40 și ceva de mii de hectare. Deci sub 10%. Stăm prost, domnul subprefect. Părerea mea e că nu stăm prost. Părerea mea e că stăm foarte bine. În comparație cu alte județe, stăm foarte bine. Depinde ce reper ne luăm. Eu și copilului meu îi spun, nu-mi lua reper copilul care învață mai slab decât tine, ia-l pe cel care e mai Întotdeauna, bun decât tine. întotdeauna. Hai să fim Dar serioși, nu dacă stăm. vrem să ridicăm ștacheta, trebuie să Nu luăm stăm. reperul mai sus, nu Nu mai stăm jos. prost. Plus că mai e o altă problemă. La nivel, la mod din cele 40 ceva de mii de hectare, Așa. avem la nivelul județului, pe total, cam în jur de 10.000 de hectare pe care am putea să le dăm din rezerva comiselor locale. Plus Și de ce nu se dau? Că ați spus cele de că la ADS. am putea să le dăm. De ce nu se dau? Aici trebuie să vină să comisiile locale de fond funciar trebuie să înainteze propunerea către Comisia Județeană. Noi, ca și Comisia Județeană, validăm ceea ce ne propun ei.
Dar dacă dânsi și nu vin și au fost alegerile. Fiind alegerile, vedeți, mă, nu cred că prea e interesant, adică a fost atât de interesant. Stați-mă, că alegerile au fost acum, în mai, acum, iunie, doamne, păi da, dar foarte mulți din primari s-au înlocuit. Sunt primari noi, care trebuie să-și facă o echipă și trebuie să dea drumul. Păi da, dar oamenii din comisii sunt aceleași. Doar șeful comisiei se schimbă, că s-a schimbat primarul. În foarte multe locuri, să știți că oamenii au mai plecat, primărie. Au mai... Sunt destule probleme. Am băgat bănuială că o să te răgăneze așa până când o să rămână oamenii aia fără ce titlul de proprietate, din păcate, pe care îl așteaptă de ani de zile. Mai e un mare avantaj. Suntem județul cu cea mai mare... De acum vă iau, vă trec pe partea de deconcentrare. Suntem județul care are cel mai mult teren cultivat. 99, da, avem din terenul cultivat. Asta este într-adevăr o problemă, dar este un proiect, mare. Este un proiect de 1 miliard de euro. La momentul ăsta, suma pe care statul român o pune la bătaie cu scopul de a iriga țara asta este de 1 miliard de euro. Important e ca oamenii să se asocieze și să poată să acceseze acești bani. Vorba de 1 miliard de euro. Puneați de, amintați de epoca prefectului Constantin și de faptul că dânsul a tras, a elaborat pe perioada cât a fost la conducerea instituției prefectului mai multe proiecte, atrăgând astfel fonduri către județ. Puteți să ne spuneți concret, că poate că lumea încă nu știe. Și aș vrea, dacă se poate, să ne spuneți de atunci și până acum ce alte proiecte s-au mai implementat sau se elaborează, că iată, am intrat într-un nou exercițiu financiar european. Domnul prefect Ion Constantin a reușit să termine un proiect extraordinar de util pe Marea Neagră, pe Trans Border Cooperation, pe CBC, un proiect care era foarte întârziat atunci când a venit dânsul. A făcut niște eforturi uriașe, dar important e că a reușit să termine. A creat foarte multă parte din resursele instituției, le-a folosit pe o perioadă în scopul acesta. Dar important este faptul că a reușit să finalizeze acest proces, acest proiect, pe lângă faptul că a finalizat acest proces, a reușit să facă ca instituția prefectului să nu piardă bani. Ok. Ce s-a întâmplat după? Ce proiecte s-au mai elaborat după? La momentul la care a fost... Uite, suntem acum la data de 5 septembrie 2016. Proiecte sunt în prefectura Constanța? Domnul prefect avea un proiect foarte interesant pe situații de urgență. Tot de domnul Constantin vorbim? Da, da. Care îmi pare rău că nu s-a realizat. De s-a ce? Lucrat destul de mult pe el. Pe și unde a rămas? Dacă s-a lucrat, bănuiesc, n-a plecat cu el în buzunar. N-a, nu cred că și-a luat serviete și să plece. Dar e un act de voință, știți cum. Deci a rămas proiectul în prefectură, dar nu s-a mai făcut nimic cu el. Da. Minunat. Suntem minunați. Tot un proiect de transmitere a hotărârilor și dispozițiilor prin internet, exact, care era tot așa un proiect revoluționar, cum a fost și aproape. Și acesta urma să se aplice. Dacă știți proiectul aproape al nostru, suntem singurul județ din România care avem, putem să intrăm în videoconferință cu primăriile. Da, știu. Iar acesta poate să ne ajute. De ce să chemăm? De câte ori ați mai făcut astfel ședințele? De videoconferință? Pe timpul domnului Constantin, o dată la două luni ne făceam. Că nu face referire mai pe timpul domnului. Eu vorbesc, haideți să venim și în prezent. Domnul subprefect, în prezent. Câte ședințe cu primarii s-au făcut prin acest sistem? Prin acest sistem. Păi dacă tot îl avem, doamne, iartă-mă, să se pună praful pe el. S-au făcut la cine ne referim? Nu atunci cu alegerile, că atunci s-au făcut secretarii și s-au făcut la sala Remus Oprean, deci nu. Pe timpul mandatului domnului Adrian Nicolaescu, parcă de două ori. O dată, mi se pare, sau de două ori. Domnule, n-ați învățat omul să lucreze cu aparatura? Cred, nu știu. Ce putem să... N-avem. Nu pot să spun. Bun, ce s-a întâmplat cu proiectul de care spuneați înainte, pentru că e foarte important? Cel pe situații de urgență? Da. Știu că este un proiect. Este încă în prefectură, clar. Nu există oameni care se poată ocupa în continuare de el, să-l definitiveze, să-l depuneți, să-l întreb. Asta, după părerea mea, există oameni care ar putea să... Că bănuiesc că nu lucra domnul Constantin singur la el, lucra cu niște oameni din prefectură, nu? După părerea mea, se poate face.
Oamenii ăia mai sunt în prefectură? Mai sunt în prefectură. Deci ar putea să mai lucreze la proiectul acela? Eu cred că da. Probabil că așteaptă un ordin de la domnul prefect Nicolaescu. Cu siguranță, dacă conducătorul prefectului... Să fiu sincer, îmi creat senzația, de fapt, e o senzație pe care o trăiam de mult, dar acum mi se confirmă prin ceea ce ne spuneți dumneavoastră, că la ora actuală în instituția prefectului Constanța se merge pe centralizarea informației și a tot ceea ce se întâmplă acolo, iar centrul de comandă e chiar însuși prefectul, ceea ce nu mi se pare ok. Este viziunea dânsului. Fiecare om are o anumită viziune. Părerea mea, cea mai corectă viziune... Cum lucrează ceilalți. Bun, viziunea lui, dar cum lucrează ceilalți dacă nu au informația? Sau dacă e mai întâi filtrată prin neuronul domnului Nicolaescu și apoi ajunge la angajații din instituția prefectului. Ceea ce pot eu să vă spun. Pentru că aici vorbim foarte obiectiv, sincer. Eu pot să percep lucrurile într-un fel, dumneavoastră le puteți percepe într-un fel, dacă nu comunicăm și nu deci nu avem un dialog, nu avem cum să ne facem înțeleși, iar rezultatul muncii noastre să fie cel care trebuie. La asta mă refer. Asta este și părerea mea. Eu sunt un om de dialog. Strict la asta mă refer. Deci spre exemplu, mie îmi plăcea foarte mult să fac ședințe. Atunci când aveam un coordonat juridic, de ce? Eu merg pe principiul brainstorming-ului. Domne, ne adunăm cât mai mulți, fiecare are o anumită idee, stăm, discutăm, dar în momentul în care am hotărât să avem o anumită idee sau mergem pe un anumit drum, mergem cu toții pe drumul respectiv. Corect. Munca în echipă, în afara, rezultat. În afara instituției, mergem ca o echipă. Altceva. Eu așa, asta a fost viziunea mea. Domnul prefect actual are o altă viziune. Eu nu spun că viziunea mea e mai bună sau mai, dar este o altă viziune. Mie cel puțin. Mi se pare destul de ermetică din punctul omului, din punct de vedere unui om de presă. Și mie mi se degeaba suni, nu poți să afli informație. Degeaba pui întrebări, eu, în cel mai fericit caz, cred că te pune să faci o hârtie pe 544, ceea ce mie mi se pare penibil adesea, pentru că sunt situații în care nu trebuie să stai să aștepți 30 de zile, cum spune legea, ca să obții un răspuns. Ai nevoie de un răspuns cât de cât rapid, deci, mai ales dacă lucrezi în presă. 544 de 10 zile. Răspuns. 10 zile, după care se trimite hârtia în care spune că poți să ceri. Poate prelungi. Da, deci, credeți-mă că știu cum se procedează în instituțiile noastre minunate. Știu. Și atunci despre ce vorbim? Informația? Cetățeanul nu e informat. Am senzația că angajații din instituția prefectului nu prea sunt informați sau fiecare e pe pătrățica lui, își vede să nu, de ce are acolo și preferă să se facă, nu vede, nu știe, ca să nu deranjeze. Ceea ce nu e un stil de lucru productiv. Asta este și părerea mea. Dar v-am spus, atâta timp cât este prefect, dânsul hotărăște. Cum anume da, să lucrează cineva, și cu presa. Dumneavoastră sau celelalți ați încercat să stați de vorbă, să explicați, să comunicați? Nu, e anume personal. De fiecare dată când explici viziunea noastră sau o e anume personal. Și atunci, cel mai bine e să nu te implici. Să stai deoparte. Și ziua trece, leafa merge, noi muncim cu spor. Din păcate. Banii pierdem pe proiecte. Minunat. Tristă imaginea zugrăvită. Propun să luăm o pauză de publicitate, după care să discutăm despre ce veți face dumneavoastră în ipostaza de parlamentar, cu ce gânduri mergeți în parlament și de ce nu să vedem, poate ne spuneți și câte ceva despre persoana care va prelua practic ștafeta de la dumneavoastră în instituția prefectului județului Constanța, deși la atmosfera care a zugrăvit-o nu întrevăd un viitor profesional prea bun, dar în fine, vin alegerile parlamentare și poate se mai schimbă un alta. Până atunci luăm o pauză de publicitate, după care revenim și continuăm discuția cu invitatul nostru în această seară. Am revenit în direct alături de invitatul meu în această seară, domnul subprefect Ersuna Nefi. Subprefect, funcție ce revine în cadrul instituției prefectului Constanța, Uniunii Democrate a Turcotătailor
turcomusulman din România, nu știu, Dumnezeu am în seara asta, așa, dar în scurt timp, așa cum ne-a spus, veți vacanta această funcție, iar în locul dumneavoastră, președintele UDT-TMR, domnul Gelil Esergheb, a nominalizat o altă persoană. Este vorba despre Elvis Ismail. Din câte știu eu, dacă greșesc, am să vă rog să mă corectați, este președintele organizației municipale. Nu, este secretarul, este secretarul general. Secretarul UDT-TMR, la momentul acesta. La un moment dat, parcă așa a fost, nu mai așa ține minte. A fost președinte. Ați zis în 2 sau 9 zile. De ce? În funcție de când va ieși hotărârea de guvern, prin când care ați, eu, notificat? Când ați pe data de 12 august, așa, am notificat faptul că voi candida în calitate de reprezentant al Uniunii Democrată, atât a Turcomusulman din România, în Camera Deputaților. Am înțeles. Și practic acum ne-a să așteptați o hotărâre care să vacanteze funcția? Da. Având în vedere postul de prefect, subprefect, postul de subprefect în cauză este de înalt funcționar public, numirea se face prin hotărâre de guvern. Bun. În paralel, UDT-TMR a transmis executivului și propunerea pentru cel vizat pe domnul Elvis Ismail. Se va face și lucrul acesta în cel mai scurt timp. Urmează. În cel mai scurt timp se va face ce și lucrul acesta. Ce puteți spune despre succesorul dumneavoastră? Ce le puteți spune telespectatorilor? Este un avocat de 32 de ani, după părerea mea, bine pregătit. A performat în Uniune, cel puțin, a avut rezultate foarte bune, în sensul că întotdeauna când a ocupat funcții a demonstrat, a organizat niște evenimente foarte bune, foarte de impact și cred că este genul de om de care este nevoie. Adică este o persoană integră. Bun, deci ce am reținut așa esențialul? E bun organizator, e tânăr și integru. E om al legii fiind avocat. Da. Și integru. Da. Cum credeți că se vor împăca aceste calități cu stilul de lucru al domnului Nicolaescu? E inevitabilă întrebarea asta, îmi pare rău. Da, știu este, că e dificilă, este o întrebare dar dificilă. N-am ce face. Tinerețea presupune și o altă deschidere și o altă viziune. Fiind om al legii, vă dați seama că dacă dumneavoastră ați îndrăznit să-i spuneți domnului prefect că anumite hârtii nu erau ok, îmi imaginez că dânsul Maia Bitiro va face dacă se va întâmpla să... Cu siguranță, asta este linia. Și atunci? Linia trasată clar. Rămâne fost... fără atribuții? Dacă la mine s-au redus, dânsul va rămâne fără atribuții? Este linia trasată clar, pentru că așa trebuie să fie până la urmă. Avem anumite sunt linii. Perfect, aceea de a respecta legea. De aceea vă întreb, cum se va descurca? Să sperăm cu mai multă diplomație decât mine. Eu asta mi-aș dori. Să aibă mai multă diplomație decât noastră? Da. Din câte îl cunosc eu, nu cred. Cred asta că o să este... fie foarte direct. Asta este și părerea mea. Dar o să fiu foarte curioasă, abia o să aștept ordinul prefectului prin care îi va delega anumite atribuții, să văd și eu ce atribuții și câte vor fi ele la număr. Chiar sunt curioasă. Mai e o mică, un mic cu... aceea de ce vă spun asta? Noastră? Pentru că domnul Ismail Elvis va veni practic în prefectura Constanța și într-o perioadă destul de importantă, ca să nu spun foarte importantă. O perioadă. Aici mă refer strict la organizarea și desfășurarea legilor parlamentare. Exact. Ceea ce e principal, ceea ce va ocupa... Bătălia va fi cruntă. Ceea ce va ocupa, să zic, tot timpul, să zicem așa, instituției prefecturii exact de la momentul acesta, vor fi cele 3 luni în care va trebui să se organizeze alegeri. Și dânsul vine exact în perioada asta. Exact. Adică... va fi o muncă enormă la nivelul instituției pentru ca aceste alegeri să se desfășoare în cele mai bune condiții. Bine, asta dacă nu vrea domnul Nicolaescu să facă singur totul. Mai știi? Păi dacă tot centralizează totul, poate cine singur, știe? Există o comisie coordoneze tehnică, el tot. Există o comisie tehnică județeană și obligat în cadrul comisiei tehnice județene trebuie să fie și subprefectul. Uh-huh. Iar va fi și biroul rectoral județean care tot așa are atribuții
Pentru că la momentul acesta, oarecum e bine, la momentul acesta, atribuțiile de organizare ale alegerilor se împart între trei instituții. Birou electoral județean, care va fi unic la nivel de județ, este autoritatea electorală permanentă, unde avem doi colegi foarte bine pregătiți, și a treia instituție a prefecturii. Eu cred că aceste alegeri se vor desfășura în cele mai bune condiții. Sperăm și noi. Singurul lucru că avem o lege nouă. Având o lege nouă, pe alegeri, în general mai apar și mici greșeli. Depinde fiecare cum o interpretează. Da. Că știți cum e. O virgulă imediat poate să-ți schimbe viziunea. Absolut. Așa este. Bun. Dumneavoastră, în schimb, ați fost nominalizat ca și candidat din partea UDT-TMR pentru Camera Deputaților. Cum ați primit vestea? Aveați semnale? Vă așteptați la așa ceva? Pentru că noi recunoaștem, noi presa. Ne așteptam la o continuitate. Mă gândesc la UDT-TMR, care are același deputat de... UDTR. UDTR, pardon, care are același deputat de trei legislaturi, dacă nu greșesc. Da. La dumneavoastră știu că sunt două mandate posibile să le aibă. Nu mai există, să zicem așa, un număr de mandate. La un moment dat așa era, după care ați schimbat. La momentul acesta, în statut, nu se mai prevede un număr deci, maxim de mandate. Deci puteam să credem noi, oamenii de presă, că se merge pe continuitate. În general, continuitatea are loc atunci când sunt rezultate. Da. Iar... Cum a fost la domnul Ahmet Aledin. Domnul Ahmet Aledin, într-adevăr, a avut rezultate. Și un om foarte deschis. Și o legătură cu presa extraordinară, da. Exact. A fost un om de comunicare, un om care a trecut prin Parlament două legi. Vorba de legea, ziua limbii tătare și ziua tătarilor. Două legi importante pentru dumneavoastră. Pentru comunitatea noastră. Da, exact. Da? Pentru comunitatea noastră. Primul rând, acum, trebuie să recunoaștem. Primul rând, rolul deputatului nostru este să promoveze interesele comunității noastre. Ulterior, este și aceea de a promova a întregii comunități. Dar ceea ce a realizat domnul Aledin pentru noi este foarte important. Din păcate, domnul avocat, domnul deputat Varol nu a reușit același lucru. Iar comunitatea nu mai avea susținerea comunității. Nemai având susținerea comunității, era normal să se încerce o schimbare. Repet întrebarea. V-ați așteptat? Ați avut semnale că veți fi dumneavoastră cel... Nici măcar un moment nu m-am gândit. Deci m-a luat prin surprindere, să zicem așa, susținerea comunității. O susținere atât de importantă. O susținere atât de puternică. Înțeles. Dar au considerat... Asta presupune și multă responsabilitate pe umerii dumneavoastră. Într-adevăr. Dar... Și dacă stau să mă gândesc la ce povesteau niște parlamentari care mai au un pic și termină acum primul mandat, îmi spuneau, acum știți, la sfârșit de mandat încep să fie și ei sinceri, să recunoască, să spună lucruri pe nume. La început nu prea îndrăzneau să nu cumva să deranjeze pe cineva. Dar acum unde s-a schimbat și legea și sunt pe liste și s-ar putea să nu mai fie pe listele respective, încep să mai spună din casă. Și ne spuneau la un moment dat unii dintre ei că la începuturi, primele luni, când au ajuns acolo în Camera Deputaților sau în Senat, nu știau care pe unde se ducă. Au încercat să, și mi se părea firesc, să fie ajutați sau îndrumați cât de cât de cei care aveau cel puțin un mandat la activ. Li s-a spus foarte ferm că nici pe ei nu i-a învățat nimeni, deci să pună să învețe singuri. Deci până au ajuns să se descurce prin hățișul drumurilor și arhătiilor pe acolo, le-a luat ceva timp. Avantajul meu mare, comparativ cu alții care vor fi în acel parlament, e faptul că am o anumită experiență. Știu să fac un proiect de hotărâre de guvern, care contează, știu să fac un proiect de lege. Adică nu mă duc acolo ca o persoană care a dat prima oară. Mulți din cei care spuneți probabil că veneau din alt mediu. Eu vin din administrație. Eu pe asta am lucrat. Am avut coordonarea serviciul juridic. Adică știu cum se face. Plus că pot să-mi fac o echipă. Iar ceea ce contează, în părerea mea, întotdeauna ceea ce contează este echipa. A, da, categoric. Și credeți-mă, mă gândesc ca să-mi fac o echipă de consilieri parlamentari care chiar să merite. Aveți deja teme?
date de oameni din comunitatea dumneavoastră pe care ar trebui să le rezolvați ca viitor deputat? Cu siguranță. Sunt probleme pe care vreau să le rezolv, foarte importante. Odată. Eu discut cu dumneavoastră deja ca și deputat, pentru că sunt convinsă că din moment ce aveți așa o susținere, membrii UDTMR, clar, vă vor vota și veți ajunge în Parlament. Adică nu se pune problema că nu veți obține mandatul. Eu sunt convinsă de asta. De aceea vă iau ca deja parlamentar ales. Plus că legislația prevede un prag mult mai mic pentru noi. Exact. Și ne avantajează clar lucrul acesta. Adică statul român ne acordă acest drept. Bun, cam și care ar fi prioritățile viitorului deputat? Viitorului deputat? Ersuna, da. Nefi. Am câteva proiecte foarte importante pentru comunitate. Odată aș vrea să creez primul muzeu național de istorie, de Muzeul Național al Tătarilor, Dobrogeni. Este ceea ce mi-aș dori foarte mult. Să nu spuneți că v-ați gândit deja și la locații, cam pe unde ar urma să fie. Locația o am în cap, dar vom vedea la momentul respectiv. Vom vedea la momentul respectiv, în funcție și de colaborarea cu autoritățile locale, care va fi autoritatea locală, care ne va împărtăși. Dar ceea ce vreau să, aș vrea ca acest lucru să fie, să atragă și turiștii. Pentru că ceea ce am făcut la festival... Da, poate fi un punct de atracție, da, clar. În condiții, la festivalul care am avut pe data de 2-3 septembrie... Pe 2 a fost Doliu Național și... Nu, 2-3 septembrie, așa. Am avut o participare de aproape 6.000 de persoane. Dar și anul trecut festivalul dumneavoastră, țin minte, era sala arhiplină, da, și foarte, foarte multă lume. Dar, într-adevăr, e și foarte atractiv. Este foarte atractiv. E multă atractiv. Muzică, multă culoare, e altceva. Exact. 7 țări participă. E, într-adevăr. Este o muncă extraordinar de mare. Extraordinar. Da, clar, și muzeul acesta, dacă ar fi să reușiți să-l faceți, prin ar asta, fi un punct să atragem turiști. Și ce ar fi dacă în cadrul, să zicem, lângă muzeul acesta, am putea să promovăm și niște produse tătărești, culinare. Da, anul ăsta am ratat baclavalele. Nu neapărat baclavale, și șuberec, și geantă, și altele. Da, într-adevăr. Da? Dar prin asta trebuie să atragem. Noi trebuie să ne dăm concursul pentru dezvoltarea întregii comunități. Și asta și facem. Domnul deputat Ersun Anefi, probabil că știți că de cele mai multe ori deputații minorităților de-a lungul anilor, s-a constatat asta, sunt întotdeauna de partea puterii. Deci ei ajută la practic la formarea majorității. Au fost situații în care noastră ca simplu cetățean, nu ca parlamentar, v-ați gândit că n-ar fi trebuit să fie susținută o anumită majoritate? Este o întrebare destul de este delicată. Foarte grea. Foarte dar delicată. Știți de ce? Ca vă întreb pentru că eu înțeleg că minoritățile au câte un deputat fiecare. Dar în același timp, ei la un loc au un grup parlamentar. De da? 18 deputați. Și ar putea, exact. Iar votul lor, de multe ori, ar putea schimba lucrurile. Așa este. Și poate că mai bine. Iar stilul ăsta, cutuma asta care s-a transmis de la o legislatură la alta, nu știu dacă e tocmai cea mai bună, sincer vorbind. Ca minoritar e destul de greu să stai în opoziție. Asta de e clar. De acord cu dumneavoastră. Pentru că absolut sprijinul pentru minoritatea noastră vine întotdeauna de la guvern. Da. Venind de la guvern, e normal să susții. Dar puteți puterea. Susține dar, puterea punctual. Dar acum analizând. Pe anumite proiecte. Niciodată nu pot să zic că grupul parlamentar al minorităților a avut o atitudine nepotrivită sau nu a văzut interesul național întotdeauna. Ăsta a fost scopul. A, nu, nici n-am vrut să... Întotdeauna ăsta a fost... Asta. Nu, despre asta. Deci întotdeauna a urmărit să fie bine acestei țări. E ceea ce cred că se va întâmpla și în viitor. În sensul că noi, ca și minoritari, trebuie să contribuim la prosperitatea și sănătatea acestei țări. Însă, sunt situații în care un vot poate schimba mult.
Într-adevăr. Și dacă e dat la momentul oportun, o să fie o bulină roșie, cum aveam noi pe vremuri la grădiniță, pentru tine ca parlamentar. Ori dacă tu ești constrâns de situația în sine să votezi într-un anumit fel, pentru că, na, ești în susținătorii majorității, acum oare apare vă referiți, un mustrări de conștiință? Da, vă întreb referiți la anumite voturi punctuale, desigur, poți să ai o anumită opinie și chiar dacă grupul parlamentar al minorităților votează într-un anumit sens, dacă tu consideri că nu este respectiv. Bine, proiectul respectiv nu este bun, nu-ți îngrădește nimeni dreptul de a vota împotrivă. Eu știu că nu-ți îngrădește. Eu stau și mă întreb dacă deputatul Suna Nefi, în momentul în care va vedea un astfel de proiect, iar grupul său parlamentar va spune îl votăm sau nu-l votăm, dacă opinia dumneavoastră diferă de această decizie a grupului, va conta mai mult sau nu? Eu întotdeauna am fost o persoană care mi-a apărat convingerile. Dacă eu cred că riscul de a pierde atribuții. Cu riscul, da. Am zis, dacă eu cred într-un anumit sens, indiferent de risc, eu mi-asum. Uh-huh. Eu mi-asum să votez și împotrivă, chiar dacă grupul merge într-o anumită direcție. Ați fi votat pentru pensiile speciale pentru parlamentari? E o întrebare bună. Părerea mea că nu. Nu era momentul. Nu era momentul sau nu e cazul? Nu este nici cazul. Bun. Deci aș trebui să avem mai mulți. Cum credeți că tot vorbeam de alegeri parlamentare? Iată, UDT-TMR s-a decis. Merge cu dumneavoastră. Cei care au de ales câte unul, probabil că le e mai simplu. Știu clar omul care vor să le reprezinte interesele în Parlament. Cum credeți că vor fi aceste alegeri parlamentare? În sensul de... Nu mă refer la bătălia politică, pentru că aia deja românului s-a făcut lehamite de ea, să spunem pe românește cum stau lucrurile. Ci mă refer la calitatea oamenilor care vor fi propuși. Credeți că se va schimba ceva în legislatura viitoare? Eu cred că Parlamentul, având în vedere, am văzut ultimul sondaj în care se preciza pe undeva încrederea în Parlament, ca instituție, era pe undeva pe la 16%. Oh, e mult. Eu cred că e mai mic, dar în fine. Nu, a mai crescut. În ultima perioadă a mai crescut. Era pe undeva, cea mai scăzută a fost pe undeva pe la 8%, după care în ultima perioadă a început să urce. Părerea mea e că nivelul celor din noul Parlament va fi net superior. Credeți că partidele încep să da. Învețe ceva eu după cred 26 că nimeni, de ani? Eu cred că nimeni nu-și mai permite la momentul actual și la situația geopolitică actuală, nimeni nu-și mai permite să trimită în Parlament niște oameni care nu sunt pregătiți și care să nu dorească să facă ceva într-adevăr pentru țara asta. Să sperăm să aveți dreptate, deși încă mai am dubii. Aștept cu atenție sporită listele definitive și mai ales ierarhia pe acele liste, pentru că se știe că nu toți vor ajunge în Parlament, ci cei pe locurile eligibile, clar. Absolut. Să vedem dacă mai primează relațiile, prieteniile, rubedeniile și alte criterii de genul ăsta care de-a lungul anilor ne-au făcut mai mult rău decât bine. Asta am făcut și eu un calcul, așa ca fapt divers. Probabil Constanța va avea cam 10 deputați. Da. Și cam 4 senatori. Exact. Iar eu aș vrea să fiu la 11-lea deputat al județului Constanța. Chiar dacă sunt ales la nivel național. Dumneavoastră, noi întotdeauna, noi cei din presă recunosc că, eu cel puțin, întotdeauna așa am asimilat. Când am spus parlamentarii de Constanța, întotdeauna pe cei minorităților de la UDT-TMR și UDT-TMR, întotdeauna i-am asimilat ca fiind parlamentari de Constanța, da, da, pentru că și mandatele de aici le obțineți. Da, da, domnul Iusein, domnul deputat, este din Tulcea. Din Tulcea, știu, da. De dânsul ar putea să fie asimilat cu Tulcea. Nu știu, noi ne-am obișnuit, așa că să-i luăm ca fiind ai noștri. Da. Eu consider, având în vedere, până la urmă, și procentul, 95% din comunitatea noastră se află în județul Constanța. E normal să am și cabinetul aici, în județul Constanța, e normal ca energia mea să se consume în principal pentru binele comunității. Credeți că vă veți face cabinetul parlamentar în cadrul sediului UDT-TMR sau
preferați o altă locație? Frumos ar fi, după părerea mea, într-unul din sediile Uniunii. Într-un sediu al Uniunii? Da, într-adevăr. Eu sunt indiferent. Voi fi deputatul Uniunii. E absolut normal. Ne-ați spus de proiectul cu acel muzeu. Da. Ce alt proiect mai aveți așa în perspectivă? Mă mai gândeam la un proiect pe turism, unde am vrea tot așa să putem să facem anumite circuite și să ducem să, exact cum e în Spania, dacă știți, unde sunt trimiși oamenii sau sunt circuite și se vizitează și anumite etnii. Cam ceva de genul acesta. Aș vrea. Ar fi interesant, da. Ar fi interesant, într-adevăr. Iar zona unde tot așa avem o comunitate importantă și putem să o dezvoltăm, consider că e zona Băneasa. O zonă extraordinar de frumoasă și care nu este exploatată. Da, la puțin potențial. Cunoscut, într-adevăr. Da. Și o zonă extraordinar de frumoasă. Da, da, pentru asta trebuie să avem drumuri, infrastructură ca lumea, da, în zona respectivă. Într-adevăr. Că altfel ne facem de râs. Într-adevăr. Eu când am fost la Băneasa acum cu mulți ani în urmă, m-a frapat faptul că are statut de oraș și se plimbau în liniște gâștele și rațele prin centrul localității. Recunosc că s-a întâmplat cu ceva ani în urmă, dar pentru mine asta a fost primul impact. Ori dacă așa se va întâmpla și când se va implementa proiectul dumneavoastră, nu-l văd bine. La nivelul orașului Băneasa avem o conducere nouă și eu văd că lucrurile se mișcă bine. Uh-huh. Ați apucat să vedeți măcar parte din noi primari, nu? Da. Am fost și la multe constituiri de consilii locale. Cum și investiri. Pare? E și acolo, se vede și acolo o schimbare? Din punctul meu de vedere, în da. Bine, în rău. Administrația publică sau primarii aleși, atât primarii aleși, cât și reprezentanții, consilierii locali, eu cred că au o altă calitate. Uh-huh. O calitate mult mai bună. Sunt în multe locuri, sunt profesori, sunt medici chiar, am văzut foarte mulți, economiști, oameni cu afaceri. Deci începe oarecare profesionalizare a... Părerea mea că da. Administrației publice, da, locale. Da. Eu cred că lucrurile se schimbă. Lumea, absolut, toată lumea realizează că e momentul schimbării. Depinde în ce. Schimbări în bine. Depinde în ce. Schimbări în bine. Urmează o campanie premergătoare a alegerilor parlamentare. Intrăm pe data de 12 septembrie, intrăm în perioada electorală și începând cu data de 11 o să avem campanie. Deci sunteți singurul candidat și aveți susținerea pe care o aveți. Veți face această campanie? Veți da un tur prin județele în care aveți... S-a modificat legea și din punctul acesta de vedere. Nu va mai fi, nu mă voi mai fi singur candidat, va fi o listă. Uniunea va avea la nivel național o listă. Așa. De candidați. Bine, pentru Camera Deputaților. Cap de listă. Eu sunt, o să fiu primul pe primul. Da. Și ce nume se mai întrevăd pe acea listă? Se mai întrevăd o doamnă profesoară, Osman Serhan este numărul 2, așa. Un medic stomatolog la momentul acesta este pe locul 3, Ateș Kasim Chali. Deci venim cu oameni tineri, venim cu oameni noi, nu neapărat că n-ar fi o... Știți la ce mă gândeam, da, când veneam în drum spre Năvodari la emisiune? Mi-a venit deodată așa, discutam în mașină cu colegul meu și la un moment dat mi-am zis, uite domne, acum cu modificările, schimbările, negocierile astea politice, ați văzut că multe din formațiunile politice mai mici au fost absorbite de alte, au fuzionat, au... E, dacă la nivel central liderii politici s-au înțeles, s-au pupat, s-au strâns mâinile, în teritorii, în județe, lucrurile nu sunt chiar așa de pupat piața Independenței. Vorba lui Caragiale. Ba dimpotrivă, sunt foarte mulți și culmea dintre aleșii locali. Și aici când spun aleși locali mă refer în primul rând la primari și clar consilierii locali care au făcut până de curând parte dintr-o formațiune. Acum s-au trezit
în alta, că așa au vrut șefii lor politici. Dar se știe că legea, în momentul în care, aici vreau să ajung de fapt, nu le convine ceva, dacă pleacă din partid, pierd și mandatul. Mă referi la retragerea sprijinului politic. Nu, mă refer la dacă un primar se supără și nu-i place partidul în care a ajuns, că fără vrerea lui, nu poate să plece de pe funcție, că își pierde mandatul, da, conform legii. Da, vorbim de legea 393. Singura, da, variantă e să se supere partidul după el, să-l dea afară, că atunci rămâne pe funcție. Ceea ce nu se întâmplă. Și acum, extrapolând, considerați că ar trebui și în Parlamentul României astfel de lege? Pentru că acolo traseismul e în floare. Cu retragerea sprijinului politic? Nu, cu retragerea mandatului, lăsați sprijinul politic. Da, pe retragerea sprijinului politic, duce la retragerea mandatului. Deci, asta este. Pe rămânește, pe înțeles tuturor. Aleluia, mandat dacă te-ai plimbat în alt partid. Considerați că ar fi nevoie legea, necesar? Legea 208 aceasta, eu zic că lasă o marjă. Nu s-a aplicat niciodată. Poată, care să poată permite lucrul acesta? Nu s-a aplicat niciodată, știți foarte bine. Nu, dar legea e nouă. N-avea cum să se aplice. E de 2015. Și credeți că ar putea fi interpretată în felul ăsta? Că aici ajungem. La problema de interpretare. De asta v-am spus. Părerea mea că, da. În anumite condiții. În anumite condiții clare, da. De deci ce am putea avea o legislatură mai liniștită în care să nu se mai schimbe majoritățile așa de având dată? În vedere, având în vedere că avem liste, e și foarte ușor. E ca la, da, Consiliul Local. Exact, pe de-aia. Deci în mare legea e ca la Consiliul Local, acum. Deci s-ar putea să, deci aviți celor să care vor să zboare din floare în floare. S-ar putea să ne favorizeze. Sau s-ar putea să, să se întâmple lucrul acesta. Adică să permită partidului retragerea sprijinului și anume pierderea mandatului și atunci urcă supleantul. Deci ar putea, ar putea fi interpretat în felul acesta. E, cred că ar fi, ar fi o mișcare bună. Măcar bă, am avea același număr de... Păi de asta v-am și spus. Faptul că mai sunt unii după mine. Dacă eu nu-mi fac treaba cum trebuie, da? Foarte bine. Poate plec mai devreme. Dacă sunteți prea răzvrătit și supărați pe cineva... Nu, din punctul ăsta de vedere, nu. În sensul că poate o iau și eu din loc, nu știu ce să spun. Adică nu mai... Îmi văd interesul comunității, odată ajuns acolo. Bun, revenim un pic la actuala funcție pe care o aveți, aceea de subprefect. Dumneavoastră, repet, pentru telespectatorii care n-au urmărit de la început, mai aveți 2 sau 9 zile, depinde cum este hotărârea de guvern, până când veți vacanta postul de subprefect. Numirea domnului Ismail Elvis probabil se va face după, mai mult ca sigur. Nu știu dacă se va face... Deși au fost situații în care s-a vacantat postul și în aceea zi s-a și dat hotărârea pentru numirea celuilalt subprefect. E nevoie de un oarecare timp pentru obținerea anumitor avize. Am înțeles. Eu vreau să vă întreb altceva. Ați început să-l pregătiți, să-l acomodați cu ceea ce înseamnă preocupările și prioritățile unui subprefect în instituția prefectului județului Constanța? Eu v-am spus, eu cred că este o persoană pregătită. Din punct de vedere. Dar n-am mai lucrat în prefectură, trebuie într-adevăr să fie ghidat un pic. Singur, va trebui... Vezi că acolo s-ar putea să ai probleme cu persoana X sau Y. N-ai încredere 100% în va trebui funcționarul să am o discuție respectiv clară cu el. Să-i explic cum stau anumite lucruri. Dar pe cine se asta... poate baza, pe cine nu, la cine trebuie, dar... să apeleze în funcție de situații. Asta este linia care mi s-a trasat și mie. Și vă spun, Nunec, domne, aplicarea legii întru totul. Asta este ceea ce cu asta, cu lecția asta am fost trimis și am făcut lucrul acesta. Același lucru o să se recomande și lui și o să mai aibă tot timpul ca sfătuitor. A, deci rămâneți în umbra lui acolo și îl ajutați. Cu siguranță. Voi fi. De câte ori va avea nevoie de mine, are un atu comparativ cu dumneavoastră. Că da, dumneavoastră n-ați, da, avut omul din umbră. Așa e. Eu cred că vom fi o echipă. Și vom putea să facem treabă pentru întregul județ. Ce veți face până începe campania electorală? Mă întorc pe funcția mea publică de la București, din ANAF. Adică vă duceți la București? Da. Pentru 2 luni voi sta la București, după care voi începe campania. Aole. Și ce faceți? Vă luați concediu în perioada de campanie? În perioada de campanie? Cum procedați? Nu, nu. Legea 161 prevede că de la momentul
declanșării campaniei, așa, ești suspendat din funcție. Te suspendi din funcție. Pe perioada campaniei electorale. Până la momentul la care ești sau nu ești ales. Dacă ești ales într-o funcție de demnitate publică, se continuă suspendarea până la încheierea mandatului. Dacă oricum, deci unul de muncă l-aveți asigurat acolo, indiferent da, de situație. Din punctul ăsta de vedere. Eu sunt convinsă că vor trebui să-l țină încă 4 ani de zile de acum încolo. Asta vom e. Vom vedea. Mulțumesc foarte mult pentru participare la emisiune. Mulțumesc pentru deschidere și pentru sinceritate. Apreciez foarte mult asta la orice invitat. Și sper ca parlamentar să fiți la fel de deschis colaborării cu presa. O să fiu, pentru că ales, să știți că e mult mai ușor. Ca reprezentant al guvernului în teritoriu, vi se pare, e puțin mai greu să... Știți cum să dau loviți parlamentarii noștri? Ah, nici nu vă nu puteți cred. Mai. Sper să nu vă îmbolăviți mea de boala aceasta. Nu cred, pentru că sunt aleși. Cine și ce să le facă? Și ce dacă? Sunt aleși pentru asta. De ei sunt aleși, foarte, foarte activi și în pre-campanie și în campanie, după care 4 ani de zile nici măcar, bine, până acum erau colegii, dar nici măcar prin circumscripții nu-i vezi. O să trăiți și o să vedeți cum e viața și de parlamentar. Abia aștept să-mi spuneți impresiile dumneavoastră, mai ales că sper, repet, să vă păstrați aceeași sinceritate pe care ați dovedit-o și până acum. Eu vă promit că o să fie și mai bine. În sensul că voi putea să vorbesc și mai liber. Perfect. Și vă promit că rezultatele mele se vor cunoaște după 4 ani. Ceea ce voi realiza pentru acest județ se va cunoaște. Mă bucur să aud așa ceva. Succes în continuare. Punem punct ediției în această seară. Ne revedem mâine, 20:30, alți invitați și alte subiecte. Până atunci, tuturor, o seară cât mai plăcută.